Salut, prieteni, și bine ați revenit la Pase, Pase, Gol, un nou podcast, un nou duel colosal al jucătorilor de legendă din fotbalul mondial, jucătorii tuturor timpurilor care ne-au impresionat, care ne-au făcut mândri că urmărim acest sport rege, din păcate fără români în toate topurile, dar asta este, că altfel puteam fi foarte subiectivi. Eu l-am propus pe Borcean în topul trecut, tu n-ai vrut, îmi pare rău. Nu, vezi că dacă am fi făcut un top al decarilor din istoria fotbalilor. Din istoria fotbalului. Hagi era pe acolo. Da. Care un top de care? Poate facem de decarilor. Ca să scoatem mai cel mai bun decar. Da. Evident. Da. Născut în România. Astăzi, fundașilor central, pentru că nu era corect să-l comparăm pe Dani Alves cu Virgil van Dijk. Dani Alves nu era mult spus fundaș, Daniel. Vorba vine, asta e, că de-aia e topul fundașilor. I-am luat mai mult cu capacitatea lor defensiv, nu cu ce știu eu în atac. Strict fundaș central. Că Marcelo, ce îl puneai, dacă îi comparai faza defensivă cu restul pe listă, era out dinainte să înceapă. Da, atât de mine. Quick, bine ai venit. Salut, salut. Ivan. Salut, Putin, din nou. Și Călinaș, normal. Bună. Normal, link-uri către băieți, în descriere acolo, să vedeți ce se mai întâmplă pe canalele lor. Urmăriți-i, subscribe acolo, stați pe aproape de ei, pentru că postează lucruri frumoase, postează melodii frumoase. Asta iese și mai târziu, nu? Mai târziu. Cred că e anunțat promenada. Bine, deja e anunțat promenada. Veniți. Face concerte? Călin, veniți la concert la Călin? Veniți la concertul pe promenada, credeți-mă, dacă nu l-am anunțat încă, e bine. Dacă l-am anunțat deja, știți dacă deja. Dacă dați mesaj, știți deja despre ce. Dacă dați mesaj cu codul TEO10, aveți o invitație dublă, cu discount de 10% direct de la el. Cu tot cu free drinks la bar, toată seara. Doamne, și cântă la și cântă la botezuri, din nou. Fără free drinks, dar într-adevăr 10% reducere la bilete, două bilete. Pentru a merge cu cineva drag ție la concertul de pe promenada. Ce frumos! Da. Alături de noi, bineînțeles, și cei de la Betano care susțin acest podcast. Le mulțumesc frumos pe această cale. Bineînțeles, în descriere aveți link către Betano cu codul TEO60 care oferă 60 de surprize. Unor activ, unor nu. Deci de asta vă zic că poate nu merge. Dacă nu merge, inactiv. Asta e. Dar alte dăți, funcționează. Și ca toate în viață, unul merge, altul nu merge, unul funcționează, unul nu funcționează. Profiți de el la momentul oportun, există și pastile pentru chestia asta. Uneori nu-i bine, uneori nu-i bine, alteori e rău. Hai să continuăm. Și de peste 18 ani, unde poți să pui tu acolo una alta, ai Betanomaster, ai Betanobuilder, ai avantaj. Nu, nu, pe fotbal. Fotbal. Nu, ne place fotbal. Tenis, poate. Formula 1? Basket? Basket, super. Să pui. Basket? Super. Nu știu, nu mă uit, dar mai iau după tine dacă e. Basket? Da. Ai încredere, chiar o să pun. Uite, ai încredere să pun, în oamenii care se uită la basket? Chiar o să pun pe tovarășii noștri la Betano niște bilete pe basket, o ajuns să înceapă sezonul nou din NBA. Și după aia îți faci emisiune pe tău extra de basket, care e a ta integrat. La care se uite 35 de oameni. Și e senzațional. Și pentru cei 35 de oameni... Da, ca Banciu! Stau așa cu laptopul. Da. Stau așa cu laptopul și zic... Da, băi, LeBron, ce zici tu de LeBron? Exact, că la mine living la măsuță, pun laptopul, pun camera. E perfect, un televizor în spate și doar stau și vorbesc cu oameni. Exact. Odată și odată vreau să vorbim și de basket. Wow. Eu aș vrea să vorbim de basket, eu vreau asta. O face. Să zic cum Suns nu câștigă nimic. Emisiunea așa. Basket bate anu, tot. Suns nu câștigă absolut. Bate mingea basket, nu știu. Trebuie făcut ceva emisiunea cu basket. Emisiunea Kobe Bryant. Da, it's okay. Kobe, ok. Da. Clar, puteți să urmăriți canalul Betano de YouTube, bineînțeles, care este și el în descriere. Astfel, hai să trecem la subiectul principal al acestui videoclip. Am ajuns de la atacanți, la mijlocași, la băieții grei din apărare, mă. De ce credeți că este câinele pe masă? Pentru că toți erau niște Ortadinam. Câini. Ok. Dă câinele să pun înapoi, Călin, te rog. Pentru asta dă să pun înapoi. Galerie din România, cei mai frumoși jucători. Iezali. Nici măcar galeria nu e cea mai frumoasă. Oh, nu. Că are rapidul, gen. Bă, oprește-te că plâng. Te rog, nu mai pot cu tine. Gata. Cum să îndrăznești? Hai să-i trebuie în pâine, pentru că nu este vorba despre fotbalul românesc astăzi. Este un duel de 16 fundași centrali, care vor da meciuri parte în parte, unde noi vom decide cine trece mai departe și cine ajunge cel mai bun fundaș al istoriei fotbalul. Da, nu. De data asta mă uit în camera aceea și o să vă spun că
take-urile mele nu o să fie la fel de groaznice cum au fost în episodul trecut, o să fie și mai rele. Așa că vreau să fiți pregătiți și pentru toți oamenii de 16-17 ani care au zis cum a putut să treacă Kevin De Bruyne de Hulit, care nu l-au văzut pe Hulit să joace, l-au văzut doar cum prezenta la Balonul de Aur. Sau în FIFA. Scurt acum. Așa, să ne cerem scuze, o să luăm mult mai mult în considerare jucătorii din trecut. Eu am stat de dimineață și m-am uitat la 4 ore Pac-lai. De Franz Beckenbauer, deci știu tot. Pac-lai. Perfect. Știu tot. Putem face un reveal acum al acestui bracket pe care l-am modificat. Eu nu l-am văzut. După râsul tău l-ai modificat. Elin nu l-a văzut. L-ai modificat, nu? L-am modificat. Aoleu, am măsluit! Nu rage cu ai lui! Deci atât, am văzut prima oară te like acolo. Dacă e diferit, deci dacă l-ai măsluit. Like, mă. Dacă deci, l-ai măsluit. Ivan l-a văzut înainte să fie deci măsluit. Noi nu l-am ce văzut. Trebuia și eu l-am văzut. Și că știe. Deci dacă l-ai măsluit și ceva diferit acolo. Nu. Hai să vedem brachetul. Acesta este brachetul de astăzi. Na, e buni. Bine. N-am făcut nimic. Duelul fundașilor. L-am măsluit. L-am măsluit? L-am măsluit, l-am măsluit. Nu, nu. Ba da, ba da. Nu, l-am măsluit. Ce-am făcut? L-am măsluit, Ramos nu era acolo. Ramos nu era acolo, Thiago Silva nu era acolo. Da, da, da. Este măsluit. Bă, ce om! N-am măsluit mai nimic. Ivan, nu știu, el e supărat că nu câștigă Thiago Silva. Da, 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 și cui că el ce l-ai măsluit? Da. Hai să vedem. Primul duel. Nu nimic mă stai. De cap. Da, primul duel de astăzi, Căline. Da. Care este primul duel? Dar nu înțeleg de ce l-ai Sergio Ramos versus Nemanja Vidić. Mamă! Care prima oară era, da, nu mai zic, las. Wow. Bun, hai să fim e greu? Nu, absolut deloc. Nu, absolut deloc nu. Deși hai să facem un pic de hai să facem un pic de apreciere pentru Vidić. Bun, Vidić a fost în momentul în care a venit Vidić la United și a făcut parteneriatul ăla cu Rio Ferdinand, au fost absolut incredibili, au niște monștri. Champions League, da. Au campionat. Da. Finale. E greu să nu treacă Ramos aici, pentru că, iarăși, mulți poate când se gândesc la fundaș, nu neapărat central, că a jucat și dreapta mult, Ramos e unul dintre primele nume pe listă, nu? Da. Adică, na, poate că strict, din punct de vedere capacitate defensivă și atât, Vidić poate să fi fost puțin peste, poate că dacă ne raportăm strict la chestia asta, poate. Era sârb mușcat din ei. Era un animal. Era extraordinar, dar, Vidić. Dar Ramos, pe lângă faptul că se apăra foarte, foarte bine, începea atacuri, avea glezna foarte fină, bătea și penaltiuri pentru Real, bătea și libere. A dat gol în finala Champions League. Adică era un jucător tehnic, a făcut și banda dreaptă foarte, foarte mult, e emblematic pentru echipa aia și, na, i-a rupt tumorul lui Salah. Yes. Okay. Trebuia să-mi lași să zic asta. Rău pe el atunci, că țineam cu Liverpool. Trebuia să-mi lași să zic chestia asta. Felin, decizii. Eu zic Ramos. Quick. Ramos, clar. Numai pentru umărul lui Salah, Ramos. Ramos. Ok. Deci, Ramos foarte simplu. O discuție simplă. Uneori putem să fim civilizați. Suntem prieteni aici, toți. Sergio Ramos merge în runda următoare, iar următorul meci între doi fundași este... Thiago Silva și Sol Campbell. Deci asta ai făcut o intenționat pentru noi doi? Deci că nu era așa, asta e modificat. Ai modificat-o pentru mine și Călin? De ce? Acestui duel, acestui bracket. Păi, ce părere ai, Sol Campbell sau marele Thiago Silva? Mă, nu să mint, nu l-am văzut așa mult pe Campbell jucând. N-am fost mare fan Arsenal vreodată. Și nu știu exact ce putea. În schimb, l-am văzut foarte mult pe Thiago Silva și Thiago Silva e... o emblemă până la urmă a fotbalului modern din punct de vedere defensiv, pentru că a jucat bine la PSG, la Chelsea, acum la vârsta lui, ceea ce e destul de impresionant. Milan. La Milan, la Brazilia. N-a fost el? Tocană. Nu știu, dar părerea mea nu e foarte validă pentru că, cum am spus, Campbell nu prea l-am urmărit așa tare, dar eu merg pe Silva din moment ce l-am văzut mai mult. Da, Andu pe care l-am dat afară, bine, e în vacanță în Grecia, nu o să vă mint, dar like dacă v-ați speriat un pic, o secundă. Andu ar fi zis, nu l-am prins pe Sol Campbell, Thiago Silva, dar iată cu că a spus-o mult mai frumos. Lasă-i mausul la cățel. Ivan, sunt tare curios să vezi. Sol Campbell este unul dintre cei mai interesanți fundași centrali pe care am putut să... Din nou, nu l-am prins atunci. Am căutat în timp
Pentru că față de tine, Teo, când descoperi un jucător prin FIFA care îmi trezește cumva interesul, cum a fost Sol Campbell, cum au fost alții, chiar caut chestii legate despre el, să văd ce a făcut omul ăla. Și Sol Campbell este unul din, nu știu, avea, era ceva diferit în fizicul lui și în modul lui în care se apăra și se mișca pe teren față de alți fundași. Era foarte, ăla este plusul lui. Însă nu prea se compară cu Thiago Silva. Călin, Sol Campbell a fost stânca din spatele unei apărări care nu a pierdut niciun meci într-un sezon de Premier League. Sol Campbell a câștigat titlul pe terenul fostei sale echipe, Tottenham Hotspur. Și Sol Campbell, dacă nu era un arbitru de tot râsul, da, ar fi dat golul care ar fi câștigat un Champions League. A marcat într-o finală de Champions League. Dar e greu. Ce a făcut Thiago Silva, mai ales în ultimul timp, la vârsta asta, cât de emblematic e pentru Chelsea, cât de important e pentru Chelsea, la vârsta asta, e cel mai bun fundaș pe care l-au la vârsta asta. Și iar și a făcut foarte multe, a câștigat chestii cu Milan, a câștigat chestii cu PSG-ul, Champions League cu Chelsea. Champions League cu Chelsea. E Thiago Silva aici. Da. Și eu aleg pe Thiago Silva pentru că îmi place melodia Thiago Silva. Și mie îmi place melodia Thiago Silva. Dar din nou vreau să știu de ce ai făcut mutarea asta, că nu pot să înțeleg. Ai vrut să ne certăm? Ai vrut să instigi aici la ceartă? N-am făcut nimic. Între un fan Arsenal și un fan Chelsea? Nu. Pot să recunosc. Thiago Silva trece fără de apel. Bă, la fundaș vezi e mai clar, la fel cum și jocul fundașului. Următorul este Nesta versus Rio Ferdinand. Greu, rău de tot. Nu e greu. Nu e absolut deloc greu. Nu e greu deloc. Nesta cu ochii închiși, dacă... Nu! Pentru mine este Nesta cu ochii închiși. Nu Nesta. Nesta, da? Ivan. Este foarte simplu, dar nu-i Nesta. E animalul Angliei care... Rio Ferdinand, timp de vreo 10 ani de zile, a fost cel mai scump jucător care s-a... Rio Ferdinand a fost cel mai scump jucător din lume la un moment dat, sau al doilea, în 2002 sau 2003, când l-au luat de la Leeds United. De? Au dat 45 de milioane de euro pe el în 2003. Banii nu sunt totul, Căline, tu ai zis. Nu e vorba de asta, da, e vorba de faptul că a câștigat Champions League. A câștigat... Deci. Nu. Și mi-a plăcut Nesta. Se apăra Nesta ca un animal, mă, nu trecea nimeni de Nesta. Bă, Rio Ferdinand. Milan. Bă, sunteți ok? Ca și fundaș. Nesta Maldini, central, cel mai bun duo. Sunteți ok? Bă, Rio Ferdinand, nu a existat fundaș care Rio Ferdinand în momentul în care a început Rio Ferdinand să fie fundaș. Când a fost la West Ham, după aia la Leeds, după aia la United. Da? Deci, efectiv, Leeds United, clubul ăla, a mai existat... în funcțiune doar de un datorită. An, doar datorită faptului că l-am vândut pe ăla cu 45 de milioane de euro în 2003. În 2003! În 2003 cu banii ați mai făceai încă un club. Dacă în 2003 mai scump că el a fost. Bă, doar Zidane. Dacă stau să mă gândesc mai bine... Pentru că atât de bun era. Rio Ferdinand și cu echiper cu Cristiano Ronaldo. Da, exact. Uite, vezi, ai argumentul să te convingi. Asta zic. În sfârșit are argumentul tău să te convingi. Dar Nesta a jucat cu... L-a prins pe Ronaldinho, Nesta? În echipă cu el, nu? Nu cred că l-a prins. Nu că cred că l-a era prins. Era greu pentru Teo, era foarte greu pentru Teo. Nu. Cristiano Ronaldo, nu mai zic că... Uite, când a fost treaba cu Rooney, când a zis Ronaldo, Rooney e supărat că n-arată la fel de bine ca mine. Asta pur și simplu Rio Ferdinand a fost unul dintre primele prototipuri de fundaș central modern. Avea viteză, era foarte mobil, știa cum să citească jocul. Nesta incredibil de bun, dar mult mai pe Italia, mult mai pe stilul Baresi care a fost înaintea lui. Rio a schimbat foarte, foarte mult jocul. Diferența la Rio, pe lângă ce au zis Călin, că da, era fundașul modern, mobil, se mișca extraordinar pe teren Rio. Nu puteai să zici că ai în anul ăla un fundaș atât de solid și cu atât de multă viteză, însă mai avea încă o chestie pe care a dublat-o mai târziu cu venirea lui Vidic. Rio era un animal. Rio era un monstru pe teren. Rio nu era un fundaș central care să aibă respect față de ce le poate face adversarilor. Rio, dacă voia, intra pentru absolut orice carton, absolut orice risc putea, el și-l asuma. Plus că, uite, din multe puncte de vedere, dacă stăm să ne gândim cât a însemnat, cât de mult a însemnat și Maldini pentru Nesta. Știi?
că au jucat împreună foarte mult timp. Și a însemnat și Vidic pentru Ferdinand. Da, dar genial. Și Ferdinand, fără Vidic, a fost cel mai scump fundaș central din lume timp de vreo 20 de ani. Da, quick. Ernesta. Ernesta? Cine este Ernesta? Da, nu știu ce să zic. Nu, mi s-a părut că e atât. E la mintea. A trecut eu, Ferdinand. Aparent, a trecut deja. Era clar din dezbat. Dar următorul zel este unul extraordinar de greu. Este... Pepe, animalul da. Portugaliei, cel mai mare ciomăgar, marii fundași ai lui Real Madrid, colegul lui Cristiano Ronaldo la Real Madrid. Și la națională. Și la națională. Când Ronaldo spunea, we don't have more Cristiano Ronaldos, but we have Pepe. Da? Pep. Care încă joacă la 39 de ani, a jucat european, a jucat mondial, a făcut ce a făcut. Maldini care... Așa. Așa. Da. De ce a trecut Pepe? Doamne ferește! Dați-l înapoi, ce faceți? Doamne ferește! Dați-l înapoi, opriți-vă! Doamne ferește! Doamne! Așa, Ivan... Nu vorbim, trecem al din. Da, nu, aici nu vorbim, nu există așa ceva. Chiar simți nevoia să avem discuția asta? Nu avem să vorbim. Vă rupreți-l înapoi, treceți-l pe Maldini, nu pe Pepe. A trecut Maldini. A trecut Maldini. A trecut Maldini. Chit că Teo a făcut mânării și a vorbit acolo în spate să treacă Pepe. Paolo Maldini mi-a plăcut și mie, Maldini. Aha, da, mai ales cardul ăla de 92 de pe FIFA. Vezi că... Bun. Da, vă rog, mă frumos, schimbați. Nu vreau să-l văd pe Pepe acolo, vă rog. Nu pot să trec mai departe, psihic. Vă rog, a trecut Maldini. Paolo Maldini, vă rugăm. Vă rog frumos. Ăla cu pleată, ăla cu pleată. Îl doare pe când nu mai poate să vadă. Doamne. Bă, ce căută? Vă rog eu. Gata. Ok, hai să vă rog, stai. Producția se joacă, cu sunetele măsurilor, știi? Când îi crește anxietatea. Ok, ok, trecem peste, știm că a trecut Maldini. Până când ajungem înapoi acolo, o să fie acolo. Hai, Teo, te rog, prezintă. Este unul foarte simplu. Poate reușim acum? Și? Da, mă, da. Așa. Trecem către Virgil van Dijk, muntele Olandei. Fundașul lui Liverpool. Omul care n-a fost driblat un an întreg în fotbal. Doar după aia a uitat fotbalul. Premier League. Putea fi balon de aur. L-a luat Messi la câteva voturi. Și Ronnie Koeman, un circar al băncii de Barcelona, băncii tehnice în general, pentru că... Știi că noi vorbim de el ca jucător. De el ca jucător. Ca jucător, un băiat care... I-au zis, bă, știi ceva, du-te și fă ce vrei tu și trăgea și făcea și așa. Dar Van Dijk, bă, e stâncă în apărare. Dar o făcea bine. Așa. Ivan. Nu cred că există. Lasă-mă pe mine un pic. Scuze că... Lasă-mă, a început Quick să vorbească, te rog, nu îl întrerupe. Hei. Mulțumesc, Quick, te rog frumos. Poate cel mai bun fundaș central pasator ever. Poate cel mai bun. Pe pase lungi mai ales. Poate cel mai precis om la capitolul ăsta. Băi, eu zic ăsta. Că Vlad Chiricheș are ceva. Dar Chiricheș avea șut. Cum a dat doar din penalti. Adică bătea penalti. Nu. Din punct de vedere strict tehnic, considerând că Ronald Koeman poate a fost cel mai tehnic fundaș central vreodată. Da, hai să nu luăm tehnic. Dar a mai jucat la viața lui și închizător la mijloc. Da, exact. Libero. Vorbim foarte mult, pentru că aveți nevoie de disclaimer, cred, și în necunoștință de cauză, pentru că în 90 când juca Ronald Koeman la Barcelona... Eu nici nu mai zic unde nu eram. Așa că... Gică Popescu, o să ne zică el, dar nu e din păcate disponibil Gică. Ivan, ce zici? Pentru că știu că ceea ce urmează să zic este împotriva religiei mele de suflet, și anume să ardă Anfield-ul. Pentru că, din nou, știu ce urmează îmbrăcătul ăsta, deci pot să zic asta liniștit. Din păcate, momentan va trece omul care acum nu mai știe să joace fotbal absolut deloc, fiindcă după ce și-a pierdut șansa la acel balon de aur, a zis că, bă, eu nu mai joc fotbal. Era picioarele, efectiv, erau picioarele. Accidentările, da, accidentările și-au spus un cuvânt, însă în același timp, dacă sunt să ne gândim și la prestațiile din ultimul sezon și asta, în care... poate chiar puteam să discutăm aici de un duel la egalitate pe sezonul trecut Maguire Van Dijk. Lasă-mă să mă iau de el. Îți crea Chelsea pe Maguire. Doamne ferește.
Da, vreau să fiu obraznic pe chestia asta, dar da, momentan, Virgil van Dijk, din păcate, defensiv vorbind, corect, modelul van Dijk. Defensiv vorbind, Virgil van Dijk va trece peste Ronny Koeman. Mie, personal, ca să fim și serioși, mie îmi place foarte mult van Dijk. Mi se pare că chiar dacă în ultimul timp poate n-a dat același randament și cumva are sens pentru că i-au fost rupte picioarele, chiar dacă cât a costat vreo 75 de milioane, ceva de genul, și-a făcut bani. Și-a făcut bani. Banii și-a făcut. Virgil van Dijk și-a făcut banii, Virgil van Dijk a câștigat titlul cu Liverpool, a câștigat Champions League cu Liverpool și a fost foarte important, iarăși, Liverpool avea nevoie de două posturi, au dat o grămadă de bani pe ele, pe Alisson și pe van Dijk, dar și-au făcut amândoi banii foarte mult. Și Van Dijk lângă Matip, Joe Gomez, deci câți fundași de-a lungul timpului s-au bătut la Balonul de Aur și cumva foarte multă lume spune că chiar l-aș fi meritat atunci. Trece de Koeman. Dacă nu se accidenta, poate că mai avea multe, multe lucruri de zis. În continuare mi se pare că e mult mai bun decât a arătat sezonul trecut. Ba, accidentarea a terminat și mare păcat, că era pe val încă. Dar, da, nu. E aici, cred că da, total de acord cu Călin. Adică a fost Koeman tehnic și dădea pasele alea și bătea bine lovituri și libere. Și a adus și primul Champions League Barcelonei, să nu uităm, cu golul lui. Dar, fiind un brechet de fundaș și cum ai și Călin, balonul de aur, aproape să câștige balonul de aur. Voi vedeți, voi vedeți că încet, încet. Plus că Van Dijk a dat unul dintre cele mai tari goluri pe care l-am văzut în viața mea cât era la Celtic. Nu știu dacă ați văzut golul pe care l-a dat Van Dijk la Celtic. Era nu, atacat la început. Nu, aveți, nu, era fundaș central, nu știu cum, a trecut de vreo 3 oameni și a tras din așa, incredibil. Și unul dintre cele mai frumoase goluri pe care l-am văzut în viața mea. Voi, Google vede- it, voi vedeți că încet încet visul lui Teo poate chiar se poate apropia. Tura trecută. Dă-și-mă din gură că nu tu, nu. Tura trecută la brechetul trecut de mijlocaș, Gerard n-a trecut de prima rundă. Acum Van Dijk trece de prima rundă. Cândva poate un jucător de la Liverpool va ajunge în finală. I bring Jordan Henderson. Ok. Este și Van Dijk odată la antrenamente, filmam niște lovituri libere și nu dădea nimeni, a venit Van Dijk, tău una, pac, vincul. Deci, bun, da, deci trece Van Dijk. Da, trece Van Dijk. Aici nu se apără mai mult. Bun, Van Dijk trece în discuție. Runda următoare. Sper că ești mulțumit cu doar atât. Da, sper că te oprești. Pentru că nu mai are nicio șansă. No. Zero șansă. Nu știu care e arma secretă, apare textul armă secretă. Da, există o armă secretă. Doar o să auzi arma secretă, o să râzi și în continuare nu o să treacă Van Dijk. Haide mă, n-are cum, n-are cum. Van Dijk e anul de următoare. Mergem către nebunia. John Terry, ascundeți-vă nevestele. Da, nu, minunea nu nemțească. Nu, de două ori, de două ori în această rundă, în această, nu știu, optim sau ce dracu, sferturi, da? Nu se vorbește. Aici nu o se vorbește. Să zic da, că Terry s-a terizat împotriva stelei. Și de-aia pierde, fiind nu? Fiind atacant, Nicolici. Nu? Rusescu. Rusescu. Și Terry tot s-a aterizat da, și bun, deci din nou, ești chiar a marcat și pe... Bun, deci, din nou, nu se vorbește aici. Nu se vorbește aici. Nu avem de ce să vorbim. Franz Beckenbauer. Nu avem de ce să vorbim. Într-adevăr, balon, da, dublu balon de aur, Champions League-uri, mondial. Și unul dintre cele mai importante el nume... El cu pele, cu aia, unul dintre cele mai importante nume când vine vorba de fotbalul modern, fotbalul european, orice. Franz Beckenbauer era un jucător care juca în anii late 60s, early 70s, whatever, care putea să joace și azi la fel de ușor, la fel de bine, incredibil. Nici nu se discută. Bineînțeles, Franz Beckenbauer merge în runda următoare, Terry iese încă din prima, pentru că a avut adresar greu. Iartă-mă, John Terry, de ce plângi pentru un băiat care a alunecat când a dat penalti? A, eu mă gândeam că este ceva de niște echipieri. Lasă cu echipieri. Care... Lasă cu echipieri. Da, John Terry, a plăcut viața. Veniți și noi brechetul, că parcă următorul meci era... Următorul meci. Următorul meci este Fernando Hierro, legenda Spaniei, legenda Real Madrid, și Giorgio Chiellini, un pilon în ce înseamnă fotbalul italian, câștigător cu Italia. Ok, de, aici e interesant, aici e răzbat. European, da, și cred că a luat și mondialul pentru că parcă a luat și mondialul 2006. Da, bine, era, nu era 2006. Titular 2006, normal, era un copil. Bă, că juca. Era. Mi-ți că juca. Chiellini, nu? Da? Nu? Pentru că jucau greii. Nu, nu cred că era Chiellini atunci. Știu că a jucat, stai așa. Era prea tânăr Chiellini. Păi, avem, avem internet. Tehnologie. A, nu, nu a jucat. Da, așa deloc? Deci n-a jucat. Nu era niciun lot? Chiellini? Era 2007, era la Under 21. A, nu era Chiellini. Tinere. Deci n-a la mondialul. Tinere.
Ghinion, George, dar arată europeanul și din nefericire pentru el, nu știu, cam atât ce a mai luat. Campionatul a fost în încă o finală de Euro, a fost în două finale de Champions League, a fost mult timp unul dintre cei mai buni fundași din lume, nu? Nu știu, nu l-am văzut pe Hierro foarte mult. Asta e adevărul, ăsta e. Când am primit lista prima oară de oameni, chiar dacă nu am văzut pe Hierro atât de mult, știam că lipsește. Asta e clar. Da. A fost capitan la Real Madrid mult timp, a câștigat și el niște Champions League-uri. Dar da, nu știu, aici e greu, nu vreau să mă pronunț eu primul. Nici eu. Nu știu, eu zic că Hierro e mai mare ca Giorgio Chiellini, o nu. O nouă își pierd. Bateria laptop. Se termină bateria și îți pierzi arma secretă. Dacă rămâi fără baterie. Ok, hai să ajungem imediat. Ne grăbim. Nu, ne trebuie pe aparat, dar numai lui trebuie pentru... Deci, Fernando Hierro totuși nume greu în Spania, mare de tot la Real Madrid, una dintre marile echipe ale planetei și a jucat foarte bine. A fost între fundași mari ai Spaniei. Nu știu câți fundași Spaniei... Un meci important al lui. Bine, mă, zic acum că mai pe listă. Măi, cu de-asta zi un meci important. Păi nu știi că a fost important. Păi fii atent. Pentru că de Chiellini putem să zicem un meci foarte important. Eu știu că timp de vreo 12-13 ani de zile din viața mea, țin minte că l-am văzut mereu pe Chiellini și era unul dintre cei mai buni fundași. Da, da. Asta pot să zic. Și Chiellini chiar, adică n-aveai cum cu el. Plus că a dat cel mai bun interviu din istoria fotbalului când a spus că it's in the history of the Tottenham. Deci să joci, Liga, they play good, they try to score goals, but they lose in the end. 14 ani la Real, 3 Champions League-uri, 5 la Liga, 601 meciuri. Bun, n-are Champions League-urile, dar cred că are, Chiellini cred că are mai multe Serie A. Din nou, nu poți și să comparăm totuși trofee. Da, sunt niște numere de... Nu știu, eu să merg pe ăla care are 3 Champions League-uri și a fost capitan cât a luat 3 Champions League-uri. Chiar dacă îmi place foarte mult Chiellini și eu l-am văzut mult mai mult, a luat 3 Champions League-uri și a fost capitan. E greu de trecut peste chestia asta, nu? Quick? Nu știu, eu să merg pe Chiellini. Nu l-am văzut absolut deloc pe Hierro, nu m-a interesat absolut niciodată. Opinia mea ar fi total invalidă. Stai! Pe Chiellini l-am văzut. Eu n-am cum să-l votez pe Chiellini pentru că a tras de Saka. Da, vrut să menționez asta. Aia era mențiunea mea pentru care o să-l votez pe Chiellini. Pentru că l-a tras pe Saka acolo pentru imaginea aia. Hierro, da. Atunci avem un egal. Avem un egal. 2 Giorgio Chiellini, 2 Fernando Hierro. Sună-l pe Mitica Dragomir. A luat 3 Champions League-uri și a fost capitan. 14 ani la Real. A luat 3 Champions League-uri și a fost capitan. Și după aia doar Ramos cred că a fost mai mare la Real. Nu știu. Da, cumva înțeleg. A luat 3 Champions League-uri și a fost capitan. Ok, bine. O să-mi schimb eu votul. Nu, că l-au pus pe Chiellini. Dați-l înapoi pe Chiellini, că n-am ales. Nu, acolo, în spatele tău. Da. Deci Hierro, nu? Da, ok. O să trece Hierro. E un argument bun. Dacă lua Chiellini și mondialul cu Italia și mai luat și un Champions League, da. Acolo era atunci era da. Nu, și dacă ar fi luat doar un Champions League, eu cred că aș fi votat Chiellini. Chiellini eu cred că trecea și de John Terry, nu știu dacă... Da, nu, Chiellini ar fi trecut de mulți. Chiellini ar fi trecut... Chiellini mare, Chiellini foarte mare. Chiellini trecea de Pepe, Chiellini trecea de Sol Campbell, Chiellini... A nimerit greu și Chiellini, e Fernando Hierro totuși, deci... Vorbim de un mare, mare fundaș. Și alt mare fundaș în Spanie acum, Carles Puyol, în duel cu Franco Baresi, care într-adevăr a fost un geniu defensiv la vremea lui. Și aici e foarte greu. E mult mai greu decât crezi. Da, nu, apare nu e greu, a trecut deja Puyol. E mult mai greu decât crezi. Treci Puyol înapoi. E greu. Mie îmi place mult Puyol, oricum. Un capitan extraordinar. Poate cel mai emblematic capitan... Sau printre cei mai emblematici capitani de la vreo echipă în istorie. Da, dar uite, te gândești la cineva ca Franco Baresi și te gândești că pe baza lui Franco Baresi s-a creat fotbal italian. Da. Așa joacă în Italia. Da, cum juca Baresi. Nu, sunt fan Barça, dar oricum, părerea mea, scuze că te întreb, Căline, dar părerea mea oricum rămâne că Piqué ca și calități defensive peste Puyol. Da, clar. Dar Puyol a fost mult mai câine. Da, a fost mult mai câine, mult mai dăruit pentru... Fiecare meci, era acolo, cel mai bun capitan, exact. Dar... Eu o să votez Puyol doar din pricina faptului că nu o să uit niciodată golul ăla pe care a dat în semifinal în 2010 cu Germania. Dar a venit, era stalemate 0-0 Spania-Germania și a venit Puyol în 82 sau ceva de genul și direct gol cu capul din corner, s-a bucurat ca din tun. Da.
Puyol a luat două Champions League-uri cu Barça, da. A luat Cupa Mondială cu, de fapt trei, a luat trei Champions League-uri, da, cu Barça, a luat Cupa Mondială cu Spania, a luat alea două europene cu Spania. Da. Era lider, cred că și în Naționala Spaniei și în Barcelona. Da, era capitanul. Da, nu, deci, e mare lucru. Nu, Carles Puyol a fost mare. Vreau doar să Ierosiel a fost capitan. Vreau doar să subliniez, dar Spania nu era așa tare. Vreau să subliniez faptul că nu e atât de simplu precum pare. Da. Dar și pentru mine înseamnă ceva Puyol, că îmi plăcea foarte mult Barcelona când eram mic, în continuare o simpatizez, dar mai ales când eram mic, am văzut cum am fost în Barcelona și l-am văzut pe Carles Puyol și pe Piqué, cum i-au dat să bea lui Messi, era sus la paradă, ținea Messi cupa și era sus cape că era rupt de bat. I-au dat să bea. A fost foarte, foarte distractiv. Deci da, eu votez Puyol. Da, o să votez și eu tot Puyol. La fel, Baresi, n-am văzut. E prea bătrân. Eu înțeleg că a pus bazele. Zi, Teuțule. Trebuie să schimbăm Pepe cu Maldini în sferturi, dar până Paolo Maldini, avem un prim duel în faza sferturilor, și anume, Călin? Sergio Ramos cu Thiago Silva. E mai greu decât pare, sincer. Mult mai greu. Dar... Băi, din punctul meu de vedere... Nu. E ghinionul lui Thiago Silva, că el a jucat la PSG și AC Milan într-o vreme când AC Milan n-a mai câștigat prea multe. Și Ramos, Real Madrid, cu Titanic, cu Galactic, cu Ronaldo, cu toată lumea, și-a câștigat atâtea trofee, plus în echipele Spaniei, câștigând europene, mondial și așa mai departe. Răspunsul e Sergio Ramos, din păcate. Da. Nu neapărat din păcate, pentru că îmi place și... La Brazilia nu a reușit să găsească gloria, s-a și accidentat în momente importante. Thiago Silva, dacă era în... Thiago Silva putea să câștige, poate cu... Thiago Silva era peste Van Dijk, Thiago Silva era peste Hierro, Thiago Silva era peste Ferdinand, cred. Wow! Da. Numai vreau să... Evident și eu să votez tu Sergio Ramos aici, ca să ne luăm după logica fotbalului. Dar vreau numai să fac un mic joc de imaginație cu voi, da? Schimbați-le carierele între ei. Puneți-l pe Ramos toți anii la PSG și toată perioada asta, și puneți-l pe Thiago Silva în locul lui la Real Madrid. Nu cred că e chiar la fel. Nu e chiar așa. Păi nu-i la fel. Nu-i la fel. Thiago Silva nu dă randamentul lui Ramos la Real. Da. Thiago Silva Ramos, ce putea să facă oare cu echipa aia de la PSG? Oare făcea altceva decât ce a făcut Thiago Silva? Păi da, dar tocmai pentru că Thiago Silva a fost în mediul PSG, n-a ajuns la nivelul lui Ramos. Thiago Silva n-a fost niciodată o greșeală la PSG. Thiago Silva și-a făcut foarte bine treaba. Thiago Silva a fost singurul lucru bun de la PSG, o perioadă bună. Da. Da, da, aici trece Ramos. Da, trece Ramos. Da. Cred că singura șansă pentru Thiago Silva era poate să ajungă la Barcelona sau... Da, ceva de genul. Da, nu știu. Poate, da. Nu știu ce asta prea mult la PSG, asta mult prea mult la PSG. Ok, Ferdinand cu Maldini vorbim. Ferdinand cu Maldini... Aici, din păcate... Am dat foarte multe argumente pentru Ferdinand în runda trecută și pot să le dau din nou, dar totuși e Paolo Maldini. Paolo Maldini, da, pe care n-am Paolo zis Maldini doar este... mai departe. Da, nu, Paolo Maldini. Nu, la Paolo de Maldini nu discuți, tasul, efectiv. Fisul, nu, fisul, 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 tasul, tasul, fisul, și unchisul, la Milan toți. Nepoți, nu mai zicem. Bine, până acum, că l-am dat afară acum de la Milan, nu mai e, dar au zis, bă, Paolo, capul de drum. Da, din nou, nu e o discuție aici. Nu te faci. Trece Maldini. La Maldini efectiv nici măcar nu. Eu vreau să văd arma secretă, pentru că Virgil van Dijk și Franz Beckenbauer nu au voie să fie în aceeași propoziție. Vom detona bomba. Stai, Călin, ia o gură de aer. Vom detona bomba cu mouse-ul roșu, bomba roșie. Este întrebarea roșie. Călin, ține-te. Până la urmă. Întrebarea este, vorbind așa ca perspectivă, Nu pot să ascult ce urmează să zic. Este vorba aici de mentalitatea unui om, de corectitudine. Dacă faci un bine fotbalului și după aia, și despre caracterul acestui Franz Beckenbauer, care a fost suspendat. Băi, nici mouse-ul nu vrea. Dă-i pe aia. Nici mouse-ul care, nu ar vrea, mă, atenție. Mă, dar asta e băgat. Hai că... Nu contează, arată aici. Așa, care în iunie 2014 a fost suspendat de Comitetul de Etică FIFA 90 de zile pentru că n-a cooperat când l-au întrebat ce se întâmplă cu corupția legată de mondialul care se va organiza în Rusia și, normal, mondialul din Qatar. Astfel, Franz Beckenbauer, din punctul meu de vedere, e direct implicat în aceste cazuri de mită și corupție FIFA, astfel întrebarea este, faci un bine fotbalul? Ce părere despre Gica? Van Dijk a făcut ceva corupt vreodată? Ce părere despre Gica Popescu? Gata. Ce argumentul ăsta? Beckenbauer mai departe. Mulțumesc. Călin este... Gica Popescu este o legendă a fotbalului românesc. Îl iubim cu toții, da? Și a fost și el undeva, da? Asta nu schimbă cu nimic faptul că Franz Beckenbauer și Virgil van Dijk nu au voie
Să fie în aceeași propoziție. Bă, Virgil, un pilon de corectitudine. Ma! Ce să învețe copiii? De la cine? Păi așa Rashford de cel mai bun atacant? Ce? Așa Rashford de cel mai bun atacant? Am o întrebare, Teo. Știi ce a făcut Ronaldo în Las Vegas în 2007? Următorul duel! Te rog să ne spui! Nu, nu Van Dijk! Van Dijk înapoi! Beckenbauer! Nu va merge mai departe, retrag... Recunosc Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer mai departe. Balanele sale de aur, din păcate... Un jucător care, uite, s-a ferit de accidentări, dacă nu s-a accidentat Van Dijk, uite, s-a stins laptopul la timp. Poate că ajungea mai mare, câștigat încă două Champions League-uri cu Liverpool, încă două Premier League-uri. Ce mai puteam spune după aia de acest munte olandez? Și dacă mai câștigat două Champions League-uri și două Premier League-uri, tot treceam. Tot Beckenbauer trecea. Van Dijk este eliminat, dar măcar, uite, a ajuns de fapt. Și acum... Capitanii. Duelul capitanilor. Spaniero, Carles Puyol, Real Barça. Da, bun, aici. Oare ce va alege Călin? Aici trece Puyol. Aici trece Puyol. Rezultate de la națională Puyol. Care vorbesc de la sine. Bă, Hiero, are două europene. Dacă se năștea Hiero. Ascultă-mă puțin, nu, e foarte simplu. Hiero are 3 Champions League-uri, Puyol are 3 Champions League-uri. Hiero nu are rezultate la echipa națională, Puyol are. E atât de simplu. Da. Dacă e să ne legăm, vreau să mă leg strict de o chestie legată de cazul. Plus că Puyol a jucat la Barcelona și Hiero a jucat la o mizerie de echipă. Sărim peste argumentul ăsta lui Călin. Și dacă... ce înseamnă mentalitatea de capitan? Pepe în semifinale, doamne! Ce se tot întâmplă? Pepe, du-te înapoi de repace! Legendă Real Madrid, Ramos Pepe! Doamne! Nu, lasă-mă puțin să zic o chestie despre Puyol. Știți că Puyol la un moment dat, în perioada lui minunată la Barcelona, în care exista Eric Abidal, în care existau aceste nume ale fotbalului, Victor Valdez, da, săracu, Puyol a avut o accidentare la un moment dat. Și după, cred că a fost undeva la 6-7 luni de zile, Puyol a revenit din postura de rezervă, a revenit pe teren, a preluat banderola și cred că primul reflex al lui Puyol, sau nu, al lui Piqué, scuze, sau lui Abidal, nu mai știu care dintre ei, a fost la un corner să se ducă la Puyol să-i zică: capitane, bine ai revenit. Reacția lui Puyol a fost: taci din gură și joacă meciul. Ăsta e un capitan. Da. Asta e mentalitatea unui capitan. Da, era un câine. Ăsta era un câine pe teren și era evident că trece de Hiero. Da. Trece care l-a tot Puyol și ajungem la momentele grele, semifinalele de legendă. Deci dacă-i tot Pepe, plâng. Este Sergio Ramos. Nimeni acum. Paolo Maldini. Wow. Finala pentru mine. Da. Ivan. Greu. Sergio. Nu e finala. Pentru mine asta e finala. Sunt cei mai buni doi jucători. Va face doi fundaș. Ba da, pentru mine da. Cei mai buni jucători pe cealaltă parte de dreche. Nu. Că nu vreau să te pui. Nu mi se pare. Sincer, nu mi se pare. Ba chiar e. Nici nu se pune problema. Hai să trecem la Ivan pentru a vedea părerea sa despre acest duel dintre Sergio Ramos și Paolo Maldini. Băi, jucători din ere relativ diferite, dar după două. La discuția asta o să fiu foarte scurt și o să fiu un nenorocit, pentru că nu o să aleg decât din iubirea mea pentru fotbal, nu pentru Real, pentru el ca și jucător. Și o să-l aleg pe Sergio Ramos. Pentru cât de mult pot să-l iubesc pe el ca și jucător. Atât! Ok. Nu vreau să mă bag în discuția asta, mai ales că a început Quick să zică că asta e finala pentru el. Nu mă bag în discuția asta. Aleg Sergio Ramos. Continuați. Cred că are o părere destul de concretă. O să merg la fel ca și Ivan. Pentru că, fan Barça, îl alege pe Sergio Ramos. Ok. Dar dacă e un jucător care și-a dedicat toată cariera și a fost ultimul câine, la fel ca Puyol, a fost foarte asemănător cu Puyol ca atitudine și a avut și abilitățile pe care le-a avut, mult superioare lui Puyol, părerea mea, și care a avut o carieră... A 20 de ani la mine. Da, într-adevăr. Da, dar nu, dar zic și de realizările pe care le-a avut Sergio Ramos. Să ai realizările alea. Ok, poate unele au fost cum au fost obținute, nu-mi pasă. Dar mi-a plăcut foarte mult. Sunt doi jucători care îmi plac de la Real Madrid, unul e Casillas și altul e Sergio Ramos și mai e și Marcelo, dar mă rog. Dar da, pentru mine trece Sergio Ramos mai departe. Aici cu tot respectul pentru Maldini, care a fost ireal de bun, dar... Aici intervine, știi, nu. Aici intervine... Nu, Ronaldo nu. Aici intervine o bătaie destul de... Ce alegi și ce e mai important pentru tine. Părerea mea e că, uite, CV-ul lui Ramos
E incontestabil și e foarte greu să treci peste el. Asta nu înseamnă că Maldini n-a avut CV, pentru că și Maldini a avut CV. Maldini are, am impresia, două Champions League-uri, dacă nu chiar trei. Mondial? Are mondial. Are mondial, da. Are mondial? A jucat în 2006, da, corect, dar are mondial. Da. Și da, CV-ul lui Ramos e mai impresionant și e mai impunător. Dar eu zic că dacă ar fi să-i comparăm strict ca impact pe care l-a avut asupra jocului, cred că Maldini e puțin peste. Aici, cu da, de toate acord. Astea. Și un fundaș mai bun. Maldini e jucătorul mai bun. Știi că, uite, e who's better and who's greater în engleză. Da. Bă, Maldini a fost mai... Părerea mea e că Maldini a fost puțin mai bun ca Ramos ca jucător. Da? Pentru că a fost ceva total nou pentru fotbal. Dacă îmi ziceam de Rio că a fost unul dintre prototipurile pentru fundașul modern, Maldini a fost într-adevăr pacientul zero. Știi? Dar, nu știu... Dacă... Maldini a fost un jucător de fotbal mai bun, doar că Ramos a fost un jucător de fotbal mai mare, dacă are sens, cumva. Chiar dacă compari vârfuri, da. Dacă un, sunt amândoi pe muntele Rushmore al fundașilor. Dacă un om vrea să studieze un fundaș, poate mai degrabă Paolo Maldini decât Sergio Ramos, chiar dacă Ramos da, de studiat, da, total de acord aici. Ce înseamnă toată faza defensivă făcută de Paolo Maldini, sute de meciuri, incontestabil... Un jucător care a fost tot timpul constant, care a câștigat multe în Italia, fix da, la el în țară. Deci e, nu, și hai să nu uităm greu despre faptul că Paolo Maldini a jucat în Italia când Italia era de departe cea mai bună ligă da, din lume. Da. Capitan pe cine alegeți dintre ei? Capitanul mai bun. E greu, e foarte greu. E greu, greu e... Eu Maldini, chiar nu știu ce cum? Să... Și eu zic că Maldini Ramos a fost un caracter așa da, foarte... Strict capitan și eu zic că Maldini a fost peste. E atât de greu, e oribil de greu. Dar dacă e performanțele Spaniei, nu-l pui pe Ramos pe lista oamenilor decisivi. Pe vremea încă era la început, ce drept. După aia a fost mai important, mai ales când a luat Realul cele trei Champions League-uri. Dar... Ramos, n-a dat Ramos golul egalizator cu Atleti atunci? Super pe final de meci? Păi da. În asta final a fost omul important pentru că e egalat, dar totuși. Maldini a fost, cred că, cel mai important om al Italiei și al lui Milan din toate... Tu ce alegi, Teo? Maldini. Plus că e un jucător care te poate învăța ceva chiar și astăzi și prin caracter, nu numai prin stilul său de bă, nu știu, uite, fii e vorba și de personalitatea asta înțeleg care pe amândoi. E foarte respectabilă. Îi înțeleg pe amândoi și oricât de mult mi-a plăcut și mie Sergio Ramos și țin la CV-ul lui, o să vă dau alt argument. Când vă gândiți la... defensivă vă gândiți la Italia, da. Când vă gândiți la fundaș din, din Italia, vă gândiți la Maldini. Asta e, da. Este motivul pentru care se joacă fotbal în defensivă acum, cum se joacă acum, a fost și stânga, a fost și central, a câștigat tot ce se putea câștiga și el a câștigat multe, poate nu chiar la fel de multe ca Ramos, dar tot foarte multe. Normal, da. Și a jucat... Iarăși, nu e ca și cum a jucat într-o ligă în care pur și simplu era mai bun decât ceilalți. Italia în anii 90 și în early 2000s era cea mai bună ligă din lume. Nu am cum să-l aleg Maldini. N-am cum. Bun, Maldini. Da. Nu am cum să-l aleg Maldini. Pilonul... Defensiva Italia. Italia. Italia a câștigat o cupă mondială în 2006 nejucând nimic, dar s-a apărat impecabil. Da, da. Impecabil. Și Ramos, nothing to take away from him. Dacă facem un munte Rushmore, cei mai buni patru fundași din istoria fotbalului sunt și Maldini și Ramos acolo. Da, incontestabil. Da, da. Incontestabil. E foarte greu. Dar Maldini zona lui Marcelo, unde pleca Marcelo de nebun la Real. Dar n-am cum să nu votez Maldini. N-am cum să nu votez Maldini și mi se pare că argumentul că Italia defensivă Maldini e nu am cum dar să zic. Dar mai bun cred că e Paolo Maldini. Și eu zic la fel. Strict ca și, jucător de fotbal și mai reprezentativ da, pentru apărare. Da, încă n-am luat decizia, puteți să-l dați înapoi pe Maldini. E supărat Ivan. Dacă nu s-o adice, dacă nu schimbă quick. Eu zic Nu. De ce l-ai chinuit atât de mult?
Deci cine a gândit chestia asta? Ești producția extraordinar. Este super. Bineînțeles, producția asta fantastică. Deci nota 10 este, pentru cine a gândit chestia asta. De fapt, un top al momentelor lui Pepe. Acolo sus a rupt un adversar la Real Madrid, acolo jos la Portugalia. Vă mai țineți minte pe Pepe când avea părul ăla? Da. Părul ăla creț. Da. Regele meu. Bineînțeles, Pepe, adică te mai... Ia no. furia un pic, dar totuși ești capătul. Mai are sens să mai continuă, deja câștiga Pepe. Ok, da, era un moment tensionat. Eu votez Maldini, Teo votează Maldini. Tu, nu știu de... Quick! Mă, e poate cea mai dificilă... Bine, e și Beckenbauer pe partea altă. Acolo ce... mor acolo... cu voi de Sunt trei fundași care au schimbat în generații diferite ce înseamnă să fii fundaș. Da. Și e foarte greu să alegi între ei, pentru că sunt total din ere aproape opuse. Sau, de fapt, da, pot să numești așa. Dar a fost mai emblematic și mai noutatea mai mare a fost Maldini decât a fost Ramos. Da, într-adevăr, da. Noutatea asta, da. Pot să fiu de acord Ramos cu asta. Ramos a fost... Dar nu cred că când vorbim Spania și Real, acele performanțe, se neapărat trebuie pe Ramos primul. Cum la Real eu mă gândesc la Ramos. La Real, da, la Real. La Spania clar. Mă gândesc la... Mai mulți. Parteneriatul pe care l-avea cu Piqué în spate, da. La mijlocul care era mijlocul, acolo, da, evident, într-adevăr, da. Și la Real îți iese Ronaldo, Modric, nu știu, ce era pe acolo. Îți iese Ronaldo și poate îți iese Modric înainte de Ramos, dar atât. Ah, da, bine, dar la Milan pe cine ai putea să pui? Da, la Milan nu. Care a creat echipa? Maldini era cel mai bun jucător dintr-o echipă care îi avea pe Hulit, îl aveau pe Van Basten, l-aveau pe, a fost și Rijkaard pe acolo, au fost foarte mulți jucători incredibil de bun. Maldini era cel mai bun. Era un fundaș care era cel mai bun dintre ei. Hai să vedem. Quick. Da. Mă, argumente bune. Ați adus Călim. Mai tu, mai puțin. Tu ce știi de pe FIFA. Da. Aș putea. Adică, eu oricum, dacă ar fi după mine, ar câștiga toți trei. Adică, e simplu. Maldini, Ramos, Beckenbauer, Lejer. Și Pepe. Și Pepe a câștigat tot oricum. Da. Dar da, o să-mi schimb sincer votul pentru Paolo Maldini. Maldini trece. S-au adus argumente bune, pot să recunosc. Beckenbauer, Carles Puyol. Nu este o discuție. Da, nu e o discuție, din păcate. Franz Beckenbauer. Franz Beckenbauer. Dacă mai ai vreun argument secret, te o zi nu la cumva. S-a stins laptopul, nu mai are, gata. L-am suspendat din toate activitățile. Bine, ok, trece Beckenbauer, am înțeles. Nu. Bun, eu nu pot să zic că mă supăr cu oricine aici, ar câștiga. Păi cine să câștige dacă nu cineva care nu a făcut acte de corupție, mă. Un caracter. Are două balone de aur ca fundaș. Da. Înțeleg că era aia. Fii atent. Dar... Eu o să zic un... argumentul meu următorul și o să-l fac mai scurt decât l-am făcut până acum. Da, Paolo Maldini este poate unul dintre cei mai influential jucători defensiv fundaș, a creat prototipul de fundaș cum se joacă și azi, să ai agilitate, să fii lider, să fii ce vrei tu, te gândești la Italia, te gândești la fundaș. Da, ok. Problema e că Franz Beckenbauer juca fundaș central, deși putea să joace oriunde pe teren. Da. Deși este unul dintre cei trei oameni care a influențat fotbalul modern. E el, Pele și Cruyff. Da. Și diferența dintre el și Pele și Cruyff este că băiatul ăsta juca fundaș central. Și-a luat două baloane de aur. Și-a luat două cupe mondiale. Și-a luat gen ce vrei tu și juca oriunde. Pentru că fundaș central îți urca și era și număr 10 din când în când. Fundaș central și atenție, se apăra. Da. Am multe contribuții. Într-o Germanie care era cea mai bună echipă din lume datorită lui și iarăși, nu știu, nu mă supăr cine. Oricine ar câștiga, nu mă supăr. Dar mie mi se pare că strict jucători de fotbal, Beckenbauer e unul dintre cei mai buni jucători de fotbal vreodată. Da. Jucători de fotbal, nu fundași. Jucători de fotbal, știi? Și nu e același argument ca la Coman, că la Coman, da, ok, era un băiat care avea foarte multă tehnică și știa pasă, dar juca fundaș central și poate că nu era așa de bun fundaș. Beckenbauer era incredibil. Beckenbauer, Pele și Cruyff, după mine. Din ce știu eu fotbal. Ivan, cine câștigă? Are sens? Adică vorbim fotbal. Vorbim de fotbal. Ce? Paolo vorbim Maldini. Franz Beckenbauer. Vorbim. Totuși, Paolo Maldini, adică... Da, aici, știi, aici... Da, mai fundaș, poți zici că...
Nu e o comparație. Mă, ce înseamnă fundaș până la urmă? Facem, să nu uităm că facem brachetul fundașilor. Păi da, facem brachetul fundașilor, dar indiferent de întâmplător, Franz Beckenbauer, care e unul dintre top 10 jucători de fotbal vreodată, da? A jucat fundaș central. Nu îl votez doar pentru că poate că capabilitățile lui defensive erau la puțin mai dar puțin cum decât se Maldini. Juca atunci fundaș și cum se juca pe în era lui Maldini. Avea o libertate mult mai mare. Fundașii joacă fotbal cum joacă azi datorită lui Paolo Maldini. Fotbalul se joacă cum se joacă azi datorită lui Franz Beckenbauer. Mamă. Ok. E unul dintre motivele datorită și lui. Unul dintre motivele. Da. Cum ai zis acum, da. Da, datorită unul dintre motivele. Pentru că îți mai dau câțiva jucători pe care poți să-i adaugi acolo, printre care poate la bătaie la preferatul meu, Cruyff. Da. Ăștia sunt motivele pentru care se joacă fotbalul cum se joacă. Dacă nu era un jucător cum era Beckenbauer sau, cum nu era, sau dacă nu era un jucător cum era Cruyff, era rău. Dacă da, nu erau oamenii ăștia. La final de zi, până la urmă, adică să ne gândim ce a însemnat fotbalul în anii ăia și cât de importanți au fost anii 60 și 70 pentru fotbal, mai ales fotbalul european. Exista acest băiat Pele care a apărut de nicăieri și pur și simplu era atât de bun cu mingea încât na, toată lumea a vrut să se ia după el. Și după aia au vrut să se ia după doi băieți din Europa, unul mai atacant, unul mai fundaș, care au revitalizat jocul la nivele, efectiv, ce a însemnat Cruyff pentru fotbalul total și ce a însemnat Beckenbauer pentru ideea asta de a fi mașinărie de fotbal, de a gen... Știa tot. Eu nu imaginez un jucător de atunci, din anii 60-70, care să fie atât de complet cum a fost Franz Beckenbauer. Vorbim, nu știu. Vorbim de fotbal unde ai o echipă. Echipa aia funcționează, fiecare jucător funcționează într-un anumit fel și poate majoritatea jucătorilor funcționează de cum funcționa Beckenbauer oriunde. Și iarăși, e greu și nu mă supăr oricine ar câștiga. Înțeleg de ce ar spune cineva Maldini. Normal că e Beckenbauer e un... Nu l-am prins. Evident că nu l-am prins. A, nu era da. Gen, de-abia l-a prins taică meu, dacă l-a prins. Știi? Adică despre asta e vorba. Dar, nu știu, dacă cauți pe Google football, cred că pe cel târziu a doua pagină dai cumva de Beckenbauer, știi? E atât de influential. Hai să dăm cu da, mă, nu știu. E brachetul fundașilor. Oricum, tu l-ai vrut pe Ramos. Eu l-am vrut pe Ramos, sincer. Bine, nu l-aș, nu știu, mi-e foarte greu să aleg. Trebuie să mă gândesc zile întregi dacă e să aleg dintre ăștia trei și să am o opinie validă. Acum chiar o să aleg fotbol ca să văd dacă apare Beckenbauer. Sincer, aleg Maldini. Merg pe Maldini, sincer. Wow. Pentru că e brachet de turneul fundașilor. Și mi se pare că ca și fundaș, pur și simplu, fundaș central. Asta e, da. Îl aleg pe Maldini pentru că el a însemnat mai dacă mult Messi pentru poziția. Dacă Messi era fundaș central. Bă, într-adevăr, dar... Pentru că cam despre asta e vorba. Diferite. Da, dar... Totuși... Nu... Cam despre asta e vorba. Nu sunt convins că fotbalul, oricum în Bundesliga, pe vremea Beckenbauer era atât de tacticizat cum era cel din vremea lui Maldini. Fotbalul s-a tacticizat datorită lui Franz Beckenbauer. Păi da, dar uite, el are contribuții, într-adevăr, care, uite, pe partea contribuției l-a depășit pe Maldini normal, că Maldini nu a marcat, n-a dat pase de gol, mai ales în Bundesliga, i-a rupt Beckenbauer. Dar oare cât de greu era lui Beckenbauer, fiind într-adevăr un jucător de asemenea nivel, să facă asemenea performanță? Dacă puneai pe Maldini în Germania în anii ăia, nu ar fi făcut poate la fel de multe? Pot să arunc un argument care poate e util, poate nu e util, nu știu neapărat cât este de important. Dacă e să vorbim în momentul ăsta de față, da? Care e cel mai bun jucător de fotbal din istorie? Say his name. Messi. Bun. Tu taci. Unul dintre momentele în care s-a oprit discuția Cristiano Ronaldo-Messi a fost momentul în care Messi l-a depășit pe Ronaldo decisiv la baloane de aur. Da și nu. Ăla a fost unul dintre momente. Unul dintre. Nu e la momentul critic. Dar cred că putem să luăm și asta în considerare în discuția Maldini-Beckenbauer. Până una alta, Beckenbauer are două baloane de aur. Ca fundaș central. Și hai să nu uităm un lucru. Nu știu cât de mult contează. O dau așa, o arunc. Beckenbauer a luat Cupa Mondială și ca antrenor. Așa ca idee. Asta a ieșit de apropo de lideri și apropo de ce au însemnat pentru... Wow, când a luat Cupa Mondială? În 90 în Italia. Wow! În Italia! Ei! Wow, da! Wow! Da, asta e... Nu știu, e imposibil. De... E foarte greu, nu mă supăr. Oricine ar câștiga. Poate... Eu nu cred că poți să te uiți, apropo de Beckenbauer, eu nu cred că poți să te uiți la filme de pe atunci cu Beckenbauer și să zici că ăsta n-ar duce azi.
A, nu, asta clar că l-am văzut, am căutat și am văzut. Aia e clar că ar duce și era incredibil, avea pasă, avea tot dribla, se ducea. Senzațional jucător. Ajungea efectiv în căciuliță și dădea ori pasă, zice, sigur gol și era fundaș. Da, mă, bine. Hai să-l punem pe Beckenbauer câștigător. Dar cred că putem cădea oricum toți de acord, orice ar fi fost. Și performanțele... Adică, da. Amândoi merită. Dacă da. E pe hârtie, are mai multe... Poate să țină frumos cupa, unul de toartă, unul da, de toartă, exact. Nu mă supă. Exact. Plus, uite, și ca antrenor, iată, că și după retragerea are și performanță în fotbal. Da. Ceea ce, da. Și asta, chiar dacă acum ne luăm după ce jucau ei ca fundași... Uite, se primă coronița pe capul lor. Fotbalistic vorbind, probabil că în Germania... Se plimbă coroana, o merită amândoi, dar rămâne la Beckenbauer. E greu să cred că în Germania o să mai fie un Beckenbauer vreodată. E foarte greu de crezut că va mai fi un Beckenbauer vreodată în fotbal. Da, da. E un jucător atât de unic pentru tot ce a însemnat fotbalul, care efectiv a revitalizat tot ce... De la atac în jos, Beckenbauer a fost influential pentru orice a însemnat fotbalul. Jucătorii care au creat fotbalul, și aici revin și la Pele, așa revin și la Cruyff, nu or să mai existe încă o dată. Eu aș mai adăuga pe cineva, paranteză pe lista asta, pe Puskás. Da? Da, Puskás, extrem de influent. Da, da. Da, dar asta zic, că au însemnat ceva, știi? Și da. Nu știu. Da. Da, după aia Cristiano Ronaldo... Deci, evident, Franz Beckenbauer okay, este câștigătorul acestui bracket. Da, Franz Beckenbauer, câștigătorul duelului fundașilor, astfel câștigător la cele trei dueluri de până acum din Pase-Pase-Gol. Și dacă nu ați văzut alte dueluri, nu o să fie bine să ascultați asta, poate vreți să vă uitați la ele, vă zic de pe acum. Dacă ați văzut, bineînțeles, știți că a rezumat Messi... la atacat, de tot Ronaldo parcă în Champions League. Puțin. Da, tu acolo, deci fii atent, tu acolo, acolo mi se pare că e o problemă. Da, da, nu. Pentru că ăla a fost singurul episod în care a fost menționat în Champions League. De ceva atacanți a fost menționat în Champions League pentru, și nu, la restul nu a fost menționat în Champions League. Stai așa ca pentru să văd. Pentru că aici a câștigat Ramos. Oprește-te un pic, oprește-te un pic. Să câștige Ronaldo. Am înțeles că ai măsluit, recunoști nu. Față? Păi da, am pus Champions League. Pălângă că e un măsluitor, pălângă că e un măsluitor. Ăla trebuia să fie un bracket pentru marcatori Champions League, nu atacanți. Mă rog, acolo cumva a degenerat discuția și am luat-o în alte filme toți, încât am ajuns să ne discutăm care e cel mai bun jucător de acolo strict, dar nu ne-am legat niciunul de Champions League. Bă, ideea e următoarea. Datorită faptului că ăla a fost o măsluire ordinară din și că s-au făcut trei clipuri în care să votăm care a fost cel mai mare pe poziție și doar ăla a fost... În Champions League, ca să încerci. Gen, nu. Trebuia să fie. Le luăm ca atare ca ce au fost. Am făcut 3 videoclipuri pentru fiecare categorie de jucători de fotbal. Eu zic că la atacanți putem reface. Pentru că eu zic că la atacanți putem reface, că erau foarte multe nume care lipseau de acolo. Șefcenco era acolo și n-avea ce căuta. Acolo, lăsați-mă în pace. Lasă-mă în pace. În Champions League, dar nu, eu zic că putem să refacem atacanți. Da. Păi, nu, eu zic atacanți vârful. A, vârful. Eu zic să facem un top atacanți vârful. Da, să facem cu vârfuri. Ronald. Pe cine pui? Vârf? Van Basten. Vârf, da, clar, Van Basten. Peste Ronaldo. Ca și calitate de joc, ca vârf. Strict ca vârf. Plus că uite la Ronaldo. Bine. Hai să nu ajungem acolo pentru că e altă discuție pentru altă dată. Da. Messi, Zidane. Și Beckenbauer. Și Beckenbauer. Nu m-aș supăra. Jucători din ere diferite. Toți. Din ere diferite. Cineva și turneul lui Pepe. Și turneul lui Pepe. A revenit Pepe. Știgătorii mei știți că sunt iubirea, Ronaldo, Modric și Pepe. Da. Echipa fatală, echipa mea ideală. Eu zic că dacă ar fi să joace 3 la 3, iar bate Messi, Zidane și Beckenbauer. Nu, iar bate Beckenbauer singur. Pepe... Rupe pe Messi, n-ai nicio șansă. Dar uite cum, frumos, fără să vrem, da? Reprezentăm fiecare era din fotbal. Am reprezentat fotbalul la geneză, fotbalul când eram noi ori foarte copii, ori erau ai noștri de vârsta noastră și după aia am reprezentat și ce am trăit noi și ce am văzut. Pentru că fotbalul e frumos și mereu produce jucători la nivelul ăsta, nu? Doamne, numai pentru asta aș da like. Da. Like acolo pentru asta, like, like dacă v-a plăcut monologul. Like, subscribe, încă, doamne, de ce nu dar subscribe acolo. Subscribe la toată lumea. Și bineînțeles, bă. Subscribe la canalul Betano sau link către Betano în descriere. Și pentru băieții aia care au zis în ultimul clip că cum să hulit unde e hulit, a câștigat Beckenbauer. Doar așa ca să știți. Da. N-a fost Andu să zic eu. Nu l-am prins pe ăsta, nu pot să-l bătez. Andule, distracție băgătă pe plajă, mă. Da, cam atât de această dată. Sperăm că v-a plăcut. Uitați de like-ul ăla puternic acolo. Pac like. Cam atât. Pa, pa!